Nimeni nu mai poate contesta prezența camerelor video din oraș care supraveghează mersul automobilelor pe străzi. Supravegherea video a traficului rutier din capital a fost legalizată. Un regulament în acest sens a fost aprobat de guvern. La solicitarea mai multor instituții de acces a informației din acest sistem, am creat acest regulament și am creat sistemul controlat în așa fel încât, conform reglementărilor Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal, organele de stat să poată să aibă acces. Am să confirm doar faptul încă o dată că în zona de supraveghere a camerelor numărul de accidente rutiere scade cu 40%, iar numărul deceselor și a cazurilor de vătămare a cetățenilor care nimeresc în accidente rutiere scade cu 60%. Imediat ce actul va apărea în monitorul oficial, șoferii care nu au respectat regulile de circulație și au fost surprinși de ochiul sever al camerelor video nu vor mai putea contesta penalitățile în instanța de judecată. În Chișinău sunt instalate 500 de camere de supraveghere în 40 de intersecții.